Din nou în direct, dragilor, iar în ultima parte a emisiunii noastre am reinvitat-o alături de mine pe prietena dumneavoastră, dar și a noastră, nimeni alta decât doamna Daniela Ciulpan, expert terapeut, dar și director general la o firmă ce se ocupă cu produsele din plante. Bună ziua, doamna Daniela, mă bucur că ne sunteți din nou alături. Bună ziua și bine v-am regăsit! Dragilor, doamna Daniela ne va vorbi despre produse de primă linie, produse aduse din Australia, produse ce pot remedia, dar și trata numeroase boli. Nu uitați nici de numărul de telefon afișat pe micul ecran, 0736 502479, număr prin intermediul căruia puteți interveni în legătură directă cu noi, iar dacă nu aveți curaj, ne puteți trimite mesaje la același număr de telefon. Doamna Daniela, sunteți prietena noastră, iar cei de acasă știu că aduceți produse de calitate superioare, produse ce ne pot ajuta atunci când avem probleme cu diferite afecțiuni. Astăzi vreau să începem cu varicele, o boală inestetică, dar și dureroasă. Cum îi puteți ajuta pe cei care au fost diagnosticați cu această patologie? Da. Pacientul se ruga să meargă la un doctor, să-i spune exact ce are, să facă un Doppler venos. E vorba de dureri de pulpe, de cârcei pe pulpe, de picioare grele, picioare umflate, care pacientul când se ridică de la birou nu poate să meargă. Atunci trebuie să facă un Doppler venos. Dacă doctorul îi spune că are insuficiență venoasă cronică, trebuie să-i mai apeleze să ia un tratament și să meargă la doctor, trebuie să dea un tratament și poate să ia tratamentul meu natural, 100% australian, cu rezultate. Dacă varicele nu sunt tratate la timp și așteptăm să îmi spun pacienții că nu se văd varicele, că nu au varice pe picioare, nu. Toți pacienții ar vrea să știe că toți avem varice. Că se văd, că nu se văd, varicele fac parte din venele noastre, venurile noastre, care sunt sub piele, care circulă sângele prin ele. Da. Unele persoane mai au pe picioare, doamna Daniela, acele varice foarte subțiri, movii, acele vene. Da. Lucru care înseamnă că în viitorul apropiat se vor confrunta cu boala varicoasă, prim semn. Ele se măresc pentru că stăm mult pe scaun sau stăm mult în picioare sau depinde și de la vârstă, poți să ne îmbolnăvim de insuficiență venoasă cronică. Deci trebuie să luăm tratamentul naturist neapărat, pentru că dacă nu luăm tratamentul naturist să-l facem, ajungem la multe, multe complicații, cum ar fi ulcer varicos de gambă, deci venurile noastre, venele, varicele. Când nu sunt tratate la timp, atunci ele se umflă foarte mult în exterior, sparge în exterior, ne trezim că piciorul mustește, curge ceva din picior, așa ni se pare nou, atunci începe să deschide o rană urâtă de ulcer varicos. Și dacă se deschide o rană de ulcer varicos, chiar este foarte grea de închis aici în România. Eu aduc tratamente din Australia cu rezultate foarte bune, care acea rană poate să închidă numai decât dacă pacientul face exact ce trebuie. Tratamentul are un prospect tradus în limba română, care citește pacientul tot ce se pe prospect și respectă cu sfințenie acel tratament ca acea rană să se închidă, dar trebuie luat din pripă. Adică tratamentul de ulcer varicos, nu trebuie lăsat. Trebuie să imediat, avanseze. Imediat. Ai varice, trebuie să urmezi neapărat. Imediat cum vede că piciorul se umflă sau se mustește puțin, imediat ulcer varicos. Imediat să înceapă tratamentul să închidă rana. Că dacă rana ajunge foarte mare, atunci nici eu nu pot să închid această rană, în niciun caz. Pentru că nu se poate de unde să se strângă atâta țesut, piele, de exemplu, atât de multă ca să închidă acea rană. Da, tratamentul în ce constă? Tratamentul este vorba de o cremă australiană, naturală 100%, care se aplică pe rana deschisă de două ori pe zi conform prospectului, cu o curățenie strict. Pacientul se ruga să nu panseze piciorul sub nicio formă timp de o oră, să lase deci crema, să lase crema să lucreze, că aici e secretul. Dacă pansăm piciorul imediat, rana nu se închide. Și atunci trebuie să lăsăm piciorul o oră cu acea cremă care o trimit eu, să lucreze crema pe rana deschisă. Peste o oră pacientul este rugat să panseze piciorul, să-mi întepla până dimineața. Da, dimineața dăm jos pansamentul și punem iar altă cremă și așa facem până să închide rana. Și pentru varice? Pentru varice, doamna Daniela? E un tratament pentru varice. Pacientul este rugat să ia tratamentul pe 6 luni. Capsule, vorbim sunt tablete de capsule? De înghițit, care se ia numai una pe zi. Un tratament foarte ușor de făcut, în primul rând.
Așa? Deja pacientul din prima lună vede că nu mai are dureri de pulpe. Exact, nu mai are acel disconfort. Nu-i se pun cârcei, cum sunt mulți pacienți că îi se pun cârcei, nu știu ce să facă. Așa? Și începe încet, încet, dacă are și pacientul un picior umflat de la varice, bineînțeles, dar să nu fie din altă parte, să se desfăși picioarele. Da, doamna Daniela, să știți că avem un telespectator care dorește să intervină în legătură directă cu noi și zicem bună ziua! Să rămâinile! Cu cine vorbim? E, cum vă numiți? Cu Iancu din Alba. Vă ascultăm, domnul Iancu. Doamna Lăcrămioară, domnișoară, cum să vă zic? Domnișoară, doamnă, cum vreți dumneavoastră? Da, mai bine domnișoară. Nu contează că știți dumneavoastră. No. Ca ta e mai frumos. Dar greu să intre la dumneavoastră. Ăsta e baiul. Greu. Dar ați reușit. Da, asta. Mai bine urci o munte decât să intri la dumneavoastră, că e greu. Da. Dar stai să vă spui, merită. Asta vreau să vă zic, că merită. Da. Să te chinui, mai ales să stai de vorbă cu doamna Daniela. Așa este. Da. Și vă mai spui ceva, dar acum și pe urmă apoi vă spui restul ce am de spus. Să-i dea Dumnezeu sănătate, luna asta, știi, doamna Daniela, care-i treaba? Da. Da. Să continuăm. Să-i dea Dumnezeu sănătate, da, și numai bine. Mă rog la Dumnezeu să-i dea Dumnezeu sănătate, ca să poată să mă aducă de acolo, de la capătul lumii, de astea, naturiste, pentru românii noștri. Exact. Ce probleme de sănătate ați avut? În primul rând vreau să spun că am avut ce ați discutat mai înainte, de ăsta, ulcer varicos. Da. Și am fost operat și nu m-am vindecat. Adică s-o vindecat așa mare, dar nu reapărut de azi. Și am dat telefon la doamna Daniela și i-am explicat. Doamna, uite care-i treaba, ce-am plătit, am fost operat. Nu, te lasă că încercăm noi. Și mi-a explicat care-i treaba și mi-o trimis produsele dânsei, adică dânsei, adusă de acolo, de la capătul lumii, și-o vin și m-a rezolvat treaba. Zic eu că nu-i chiar 100%, că acum sunt tratament. Dar deja am terminat ăla, unguentul și acum urmează mâine să pun, să mai fac comandă, să mai trimită. Da, alte asta produse ați mai cumpărat de la invitata mea? Păi asta vreau să vă spun, că asta e prima problemă. A doua, eu știți, sunt bărbat, sunt mai în vârstă cu sănătatea, cu prostata, știți dumneavoastră, noi bărbații. No. Și i-am explicat, mi-a spus să mă duc la un medic, să fac pe teatru, chestii, i-am spus care-i treaba, i-am spus cât e asta, mi-a trimis ceva de alea, pastile, adică capsule, 2 luni de zile, am urmat tratamentul, nu mai am probleme cu prostata. Și am avut probleme cu stomacul. Și mi-a trimis doamna Daniela ceva mere, aia, cum îi zice, manuca, hanuca. Mierea de manuca, da. Da. Aia e ceva extraordinară. Aia e ca crem, aia miracol. La care, gust, doamna, cum este? E bună, e foarte bună. Se aseamănă cu mierea făcută de albine? Seamănă, dar e bună, de-aia zic, e foarte bună. Da. Numai ca mic borcanul, că se termină repede. Deci toate produsele pe care le-ați luat de la invitata mea au fost utile în cazul dumneavoastră, da? Extraordinar de utile. Se dea Dumnezeu încă o dată, zic, sănătate și multă viață de acum încolo. Vă mulțumim din suflet că ați intervenit în legătură directă cu noi și, bineînțeles, să aveți sănătate multă. Iar cei care aveți un diagnostic și primiți tratament de la medicul clasic, este indicat să-l urmați, să nu cumva să renunțați la el, iar în paralel puteți lua și aceste remedii naturiste. Doamna Daniela, telespectatorul nostru, ne-a spus că a avut probleme cu prostata și datorită acestor produse, starea lui s-a îmbunătățit. Ce recomandați celor care au diferite afecțiuni localizate la nivelul prostatei? Da, prostata este boala bărbatului, după cum știe fiecare. Deci pacientul, când spune că are prostată, îl trimite prima dată la doctor, să meargă să își facă PSA-ul, să-mi spune exact cât are, ca să văd exact cât trebuie să facă tratamentul. E vorba de un tratament natural, 100% bio-australian, sunt capsule de înghițit una pe zi. Așa, tratamentul din prima lună, când se ia la pacient, se cunosc
mici rezultate, din a doua lună foarte bune, din a treia lună pacientul nu se mai duce la toaletă, depinde. Și de câte ori se duce la toaletă, depinde dacă are gel la urină, depinde dacă are usturim la urinat, sunt mai multe criterii care trebuie să le știu eu și pacientul mi le spune atunci. Deci pacientul după 3 luni de zile chiar nu are nimica. Da. Este recomandat să ia acest tratament, să-l facă așa cum trebuie, fără întrerupere, ca să aibă rezultatele bune. Exact. Se tratează foarte bine această afecțiune. Da. Cu vindecatul este mai greu, dar da, aceste produse naturiste tratează și remediază cu brio numeroase afecțiuni. Doamna Daniela, să știți că avem un alt telefon și spun din nou bună ziua! Bună ziua! De această dată cu cine avem plăcerea? Sunt Felicia din Slatina. Vă ascultăm, doamna Felicia. Deosebită plăcere de a intra în legătură cu dumneavoastră. Întâi și întâi de a mulțumi dumneavoastră postului Ethno TV pentru aceste emisiuni pe care le-a realizat și mai ales doamnei australiene, doamna noastră Daniela Ciulpan, da, întrucât ne aduce produse de cea mai bună calitate de la capătul lumii, exact cum a spus și cel care a vorbit înaintea mea. Da. Produse australiene. Eu m-am tratat la dumneai de mai multe probleme care le-am avut. Vă ascultăm. Dar înainte de toate m-am prezentat la medic. De exemplu, am avut probleme cu refluxul gastroesofagian. Am fost la medic și în urma stabilirii acestui diagnostic am considerat că pot să merg și cu produse naturiste, să încerc aduse de doamna, am apelat la doamna Daniela Ciulpan și i-am explicat ca ce mi-a spus medicul, i-am explicat și cum mi se manifestă mie cu arsuri, cu balonări. În sfârșit, mi-a trimis tratamentul adecvat, capsule care le-am luat, am respectat doza care mi-a spus dumneavoastră și am văzut că pe măsură ce iau tratamentul, bineînțeles și pe cel de la medic, am mers mai spre bine. Da, deci a fost util. Alte produse exact ați mai cumpărat de la doamna Daniela? Da, am luat pentru colon iritabil, tot la fel, a dat rezultate. Am luat pentru varice de la doamna Daniela, a dat rezultat la fel. M-am mers cu tratamentul 6 luni, exact cum a zis dumneavoastră. Bineînțeles, în urma stabilirii diagnosticului de către medic, am luat și pentru ficat, dar cu toată bucuria sufletească pe care o am eu în urma rezultatelor pe care le-am obținut datorită acestor tratamente pe care mi le-a indicat doamna Daniela Ciulpan, recomand tuturor să folosească cu toată încrederea produsele dumneavoastră, întrucât ajung la rezultatele dorite. Da, deci vă mulțumim. E o satisfacție. Vă mulțumim din suflet că ați intervenit în legătură directă cu noi și vă dorim sănătate multă, să aveți o zi frumoasă în continuare. Doamna Daniela, pentru stomac, ce găsesc românii la dumneavoastră? Da, românii pentru stomac au un tratament australian, la fel, natural 100%, care poate să dea rezultate foarte, foarte bune după 30 de zile. Pacientul, adică, tablete de înghițit, bineînțeles, da? Naturiste. Pacientul se ruga să mă sună de mâine încolo după ora 10, să vorbim, să stăm de vorbă, să-mi spun exact dacă a fost la doctor, ce diagnostic a dat doctorul, ce tratament i-a dat. Să vedem cum facem să-l tratăm și noi, din partea noastră, cu produse naturiste. Da. Mierea de manuca? Mierea de manuca este un antibiotic natural și are foarte, foarte multe proprietăți, din câte știm. Mierea de manuca ne tratează de sus, de la gură până jos, tot stomacul, de exemplu, cine are limba încărcată. Noi nu avem, trebuie să avem limba albă încărcată, noi trebuie să avem limba roze. Cine are limba albă încărcată înseamnă că are bacterii foarte multe în gură. Știți că dacă mergem la un restaurant să servim o cafea, cu acel pahar de cafea, nu am servit numai noi, servesc și alte persoane. Trebuie să mergem acasă, luăm o linguriță de miere după ce am servit pe paharul acela, să luăm din gură dacă am prins o bacterie ceva. Da, și de streptococ în gât, stafilococ în gât, candida în gură, de exemplu, esofagită de reflux, stomac, Helicobacter pylori, salmonella pireus și lista continuă cu fel de bacterii care avem noi în corp. Da, și dacă am fost diagnosticați, doamna Daniela, cu artroză, nu știu, fie gonartroză, coxartroză. Dacă avem cu cosactroză, gonactroză, pacientul îl invit să meargă întâi la doctor să facă o radiografie, să vadă cum stă cu cartilajul la șolduri și la genunchi. Dacă pacientul are cartilajul, să apeleze la mine cu drag, să-i dau tratamentul care are grijă de cartilajul pacientului. Dacă nu are cartilajul, îl invit la operație la medic. Da. O altă boală care ne dă mari bătăi de cap este psoriazisul.
Da, boala de piele se tratează foarte greu sau deloc, de exemplu. Am tratament și pentru eczemă dermatită, eczemă psoriazis, 100% natural tratament de psoriazis, care dă randament, care se însoțit și de un săpun de lapte de capră, care trebuie să ne spălăm prima dată cu săpunul acela și după aceea să dăm cu crema australiană care ne-a trimis australienii. Da, doamna Daniela, este momentul. Ce credeți? Nu știu. Să luăm o mică pauză de publicitate. Așa că, dragilor, noi luăm publicitate, dar dumneavoastră să nu plecați din fața micilor ecrane. În două minuțele revenim. Din nou în direct, dragilor, alături de mine este doamna Daniela Ciulpan și vorbim de produse de primă linie, produse pe care invitata mea le aduce tocmai din Australia. Nu uitați nici de numărul de telefon afișat pe micul ecran, 0736 502 479, număr prin intermediul căruia puteți interveni în legătură directă cu noi sau ne puteți trimite mesaje. Luăm un alt telefon. Alo, bună ziua! Bună ziua! Cum vă numiți și de unde ne sunați? Mă numesc Viorica din Botoșani. Așa, vă ascultăm, doamna Viorica. Bună ziua, doamna Lăcrămioara, salut mâinile doamnei australiențe. Văzând emisiunea Sănătate înainte de toate, pe postul Etno TV, pe care îl urmăresc de ani de zile, pentru că prezentați produse naturiste care tratează diferite boli cu rezultate 100% garantate. Am apelat la... Nu 100% garantate. Garantate, da, 100% garantate. Avem rezultate, nimic nu este garantat, ca să știți. Cu rezultate. Rezultate vizibile, da? Da, da, da. Vă ascultăm. Am apelat la doamna Daniela, având un psoriazis în zona pieței, iar doamna Daniela m-a trimis la un doctor dermatolog să mă vadă, iar doctorul respectiv mi-a dat tratament, dar am încercat și tratamentul de la doamna Daniela, pentru că tratamentul dumneaei este naturistic. Așa, foarte bine ați făcut că ați mers și la medic. Da, iar doamna Daniela mi-a trimis un tub cu cremă și un săpun din lapte de capră. Și într-o lună mi-am tratat fața. Acum nu mai am nimic. Am mai apelat la doamna Daniela să-mi trimită tratament pentru ficat, dar mai întâi am fost la un medic la mine în localitate și mi s-a făcut o ecografie la ficat, mi s-a recomandat tratament, dar am luat și tratamentul naturistic de la doamna Daniela, cu care mi-am tratat ficatul, pentru că produsele dumneaei sunt naturistice. Am apelat din nou la doamna Daniela, căci aveam picioarele umflate și foarte grele. Și mi se punea foarte des cârcei la picioare, nu puteam să merg deloc. Și am fost la un medic și mi s-a spus că picioarele mele sunt grav bolnave și trebuie să ajung la operație. Auzind problema așa, am apelat și varicile mele, s-au spart varicile. Auzind problema mea, doamna Daniela mi-a trimis și tratamentul dânsei naturistic. Da, deci toate produsele au fost utile, da? Toate au fost cu rezultate. Vă mulțumesc din suflet că ați intervenit în legătură directă cu noi și vă dorim sănătate multă, să aveți o zi frumoasă în continuare. Doamna Daniela, pentru cei care au probleme cu ficatul gras, ce le recomandați? Un tratament naturist, bineînțeles, sunt tablete de înghițit care se iau una pe zi. Pacientul care are probleme cu ficatul gras să mă sune de mâine încolo să sunt de vorbă. Pentru colon? Pentru colon la fel un tratament bio am chiar, care tot la fel să mă sune de mâine încolo și să sunt de vorbă. Pentru incontinență urinară care au doamnele la fel să mă sune să vorbim de mâine încolo la fel, după ora 10 zilnic. Și pentru părul încărunțit? Și pentru părul încărunțit, domnii și doamnele, pot să mă sune și trimit tratamentul. Unde pot găsi cei de acasă produsele doamnei Daniela Ciulpan? Tratamentele se găsesc la mine în exclusivitate. Eu sunt de găsit zilnic, începând cu ora 10. Da. Crămioara Pralea, vă doresc o zi frumoasă în continuare și nu uitați că fără sănătate totul este nimic, așa că aveți mare grijă de sănătatea dumneavoastră. La revedere!